Ministerul Mediului lansează începând de mâine programul Rabla pentru electrocasnice. Prin acest program, românii vor primi vouchere pentru a înlocui electrocasnicele vechi. Pentru început, voucherele sunt disponibile pentru frigidere, mașini de spălat și aparate de aer condiționat. Potrivită proiectului, finanțarea se acordă sub formă de vouchere pentru achiziționarea de echipamente electrice și electronice de uz casnic cu eficiență energetică clasa A2+, A3+. Valoarea voucherelor, așa cum a fost anunțată de Ministerul Mediului, este următoarea: 200 de lei pentru înlocuirea mașinii de spălat cu alta care are eficiență energetică A2+, sau 300 de lei înlocuirea cu una de categorie A3+. Pentru a beneficia de finanțare, cei interesați trebuie să acceseze aplicația electronică de pe site-ul administrației Fondului pentru Mediu și să urmeze pașii de înscriere în program.